Bună seara! Suvorov ar putea juca împreună cu Van Dam. Cel mai bun fotbalist moldovean al anului 2011, Alexandru Suvorov, este în probe până la 16 decembrie la formația antrenată de românul Mircea Rednic, Standard Liej, locul 5 în campionatul din Belgia. Internaționalul moldovean Alexandru Suvorov a fost titular la Standard Liej în amicalul cu UI, echipa din Liga 3-a campionatului Belgiei. Suvorov a jucat doar în prima repriză, iar Standard s-a impus cu 2-1. Test misterios pentru Standard. Suvorov a fost activ, dar nu a participat efectiv la fazele de construcție. În schimb, acesta a recuperat multe baloane, a scris după partide presa din Belgia. Alți jurnaliști însă au notat că Suvorov nu a impresionat și are șanse puține să rămână la Standard. S-a prezentat destul de bine. Din păcate, acum terenurile sunt înghețate și am venit cu antrenorul principal să revenim la această temă. La începutul lui ianuarie, când Standard Liej se va afla în Turcia, cantonament, va avea meci amical cu Stuttgart și la meciul ăla vor continua testele. Între timp, dacă vrea altă ofertă de la alte echipe, le vom cântări și vom lua o decizie încotro plecăm. Suvorov mai are contract cu echipa Cracovia din Liga Secundă a Poloniei până la 31 decembrie 2012. Acum câteva luni acesta a declarat pentru EuroTV că nu va prelungi înțelegerea. Recent, Suvorov a fost în probe la echipa Espanyol din Primera División. Directorul sportiv al echipei Cracovia, Tomaș Pașesnă, a declarat pentru site-ul oficial al clubului că mijlocașul a fost testat de spanioli fără permisiunea formației poloneze. Părarea, în principiu, regulamentar, într-un fel, băiatul trebuia să ceară voie și așa mai departe, dar părarea reciprocă. Băiatul nu-i plătit de 3 luni și jumătate. Deci și băiatul are viză Schengen în câteva săptămâni și noi am vrut să profităm de perioada asta când are viză să meargă în probe la echipe europene. Spărarea, cum știi, vorba cântecului trecătoare. Alexandru Suvorov, în vârstă de 25 de ani, a jucat 10 meciuri și a marcat un gol pentru Cracovia în campionat în acest sezon. Din 2009 până acum, acesta a disputat 57 de partide pentru formația din Polonia și a înscris 9 goluri. Suvorov a mai evoluat la Șerif și FC Tiraspol. Pentru naționala Moldovei, acesta a bifat 40 de meciuri și a marcat 4 goluri. €4 milioane, atât vor putea beneficia peste câțiva ani echipele din Divizia Națională din vânzarea drepturilor TV. Cel puțin astfel susține finanțatorul formației Iskra Stal Râbnița, Marin Livădaru, care a propus organizarea unei structuri pentru gestionarea drepturilor de publicitate și televizare a meciurilor. Propunerea a avut loc în cadrul unei întâlniri între conducătorii echipelor din Liga Superioare. Ședința a durat mai mult de 3 ore. Noi sperăm că vom crea mecanisme care vor putea asigura în 3-4 ani, după potențialul piață, de 4 milioane de euro pentru Liga Profesionistă de Fotbal, pentru 12 echipe din Divizia Națională. Este o afacere foarte bună, profitabilă, care asigură echipele profesioniste cel puțin acoperă 30-40, în unele cazuri chiar 50% din bugetul necesar piață de publicitate în general. În Republica Moldova, la ora actuală, în jurul de 25 de milioane de euro, toată piața de publicitate. Va fi creată o structură care ea va procura drepturile direct și pe propriul risc această structură mai departe va vinde, va comercializa drepturile de publicitate și de transmitere televizată. Se va transforma într-un canal separat de televiziune sau vom colabora deja cu colegii dumneavoastră pe care îi reprezentați, conducerile stațiilor de televiziune din Republica Moldova. Avem nevoie de un timp de testare, de verificare, care va dura cel puțin până în iunie anul viitor, cel târziu până la sfârșitul anului 2013. Și în această perioadă de testare, de verificare, de investigații, da, noi vom defini pe care model vom merge. Ori cu colaborare cu un post de televiziune, ori pe calea proprie. Sperăm că în a doua următoare ședință noi vom fi în stare să votăm pentru unul dintre aceste modele, 4 care au fost astăzi prezentate. Am înțeles suportul de la toți 12 conducători. Nu s-a ajuns la un numitor comun, am decis să ne mai întâlnim pentru că sunt niște lucruri foarte importante. Aici apare și interesul creierii legii profesioniste despre care s-a vorbit și în anii trecuți. Se mai fac poate careva pași, se mai gândește pentru a schimba ceva, nu? Primul plan de asemenea gen,
care a fost prezentat, fiindcă din păcate la noi, la moment, piața de drepturi de terorizare a mijlocilor de fotbal pur și simplu nu există. Piața de desfacere a drepturilor de televiziune trebuie să existe așa cum există practic în toate țările. Nu este normal când federația sau cluburile este nevoiți să achite ei niște bani ca să fie transmis un meci fie din San Marino, fie din Ungaria, când noi știm că federația a achitat lucrurile acestea. De când trebuia să fie cu totul invers. În cadrul ședinței s-a discutat și despre distribuirea plăților de solidaritate provenite de la Liga Campionilor, ediția 2011-2012. S-au apărut anumite contraziceri, din păcate, eu pur și simplu am asistat pe martor. Câțiva din membrii ședinței au părăsit sala mai devreme. Fond, au fost diferite opinii și respectiv, dar eu cred că la urmă vom ajunge la un numitor comun și aici am găsit. Deja am găsit o soluție, pentru că echipele care au dreptul de a primi decizii, care au școlile de fotbal, că asta ei trebuie să primească decizie, mi-a plăcut că acești conducători au ajuns la un monitor comun și s-au expus poziția clară. Marea majoritate a clubelor au susținut propunerea Igaceas și, ca și în anii precedenți, deci o să fie o bună parte repartizată pentru toate școlile de fotbal din Republica Moldova, în dependență de categoriile care sunt atribuite fiecare școală. Conducătorii cluburilor din Divizia Națională au vorbit și despre crearea Ligii Profesioniste de Fotbal. Noi am mai vorbit despre crearea Ligii Profesioniste, care ar rezolva într-un fel foarte multe probleme care apar, inclusiv și cele de predare a drepturilor de televiziune și publicitate a cluburilor. Problema constă cu o parte din însuși clubul din Divizia Națională, că nu au acceptat ca să facă parte din Liga Profesionistă. Și rolul federației de a aduce la un numitor comun, ca fiindcă Liga Profesionistă, dacă ea creăm un asemenea organ, ea trebuie să lucreze ca un mecanism unic, ca să nu tragă unul într-o parte, altul în altă, dar din păcate temele acestea sunt. Alegerile Federației Moldovenești de Fotbal creează divergențe în familii, în familia Caras. Chiar dacă mai sunt aproximativ 2 luni până la alegeri, iar nicio persoană nu a anunțat oficial că va candida la funcția de președinte al FMF, oamenii din fotbal s-au împărțit în 2 tabere, chiar dacă fac parte din aceeași familie. Selecționerul Moldovei Ion Caras îl susține pe actualul președinte Pavel Ciobanu, iar nepotul său Emil Caras, antrenor secund la Dinamo Moscova, îl sprijine pe vicepreședintele FMF Radu Rebeja. O să fie alegerile în februarie. Mi-aș dori foarte mult ca o persoană pe care foarte mult o respect, pot numi chiar prietenul meu, Radu Rebeja, să schimbe ceva în fotbal moldovenesc, să vină la prima federație. A demonstrat-o ca jucător, a demonstrat-o ca om, că poate să facă. Are deja ceva în spate, are 4 ani de muncă la federație. Nu trebuie să stăm pe loc, trebuie să ne mișcăm înainte, fiindcă totul are un început, totul are un sfârșit. Domnul Ciobanu a lucrat foarte mult timp, a făcut, cred, multe pentru fotbalul moldovenesc. Eu socot că conducerea federației este în mâini foarte bune, chiar însăși faptul ăsta că Pavel Ciobanu n-a ascuns nimic, dimpotrivă, a dat alarma și la FIFA și la UEFA. E pe o cale corectă, uitați-vă ce bază materială avem, mă refer la terenurile care sunt instalate practic în fiecare raion și în multe sate, mai ales că au luat obiectiv ca să instaleze și în fiecare sătuc din Moldova și centrul de pregătire a selecționatelor. Deci, într-adevăr, se face un lucru enorm. Dacă Radu va începe acest drum foarte greu, el cu echipa lui se va descurca și va încerca să schimbe, fiindcă e un profesionist adevărat și iubește foarte mult meseria, iubește foarte mult țara. Putea să rămână în Rusia, să plece în orice țară, fiindcă la momentul când s-a lăsat de fotbal era un băiat foarte respectat și putea să o facă. El s-a întors în Moldova și știu sincer că își vrea foarte mult să facă ceva pentru Moldova și pentru fotbal. Alegerile Federației Moldovenești de Fotbal vor avea loc la începutul lunii februarie a anului 2013. Candidați la președinție?
Știți, astăzi suntem, am făcut totalurile anului, adică și poate nu e cazul de a vorbi despre planuri pe viitor, adică, dar de ce nu, mi-am viziunile mele, adică ideile mele și sunt mulțumit de faptul că în ideile mele și în ceea ce îmi doresc să fac, sunt susținut de foarte multe persoane din, și din lumea fotbalului, dar și din alte domenii. Asta nu e democrație, cine vrea candidează, așa că porțile sunt deschise. Asta înseamnă că nu mai puteți într-o echipă cu el? Eu tot timpul am fost în echipa Federației Bolonești de Fotbal. Și dacă el nu candidează? Alții pe mine nu mă interesează. Fiecare are echipa lui, noi avem echipa noastră. Pavel Ciobanu, în vârstă de 57 de ani, este președinte al FMF de la 1 februarie 1997. Acesta a mai fost reales încă de 3 ori, în 2001, 2005 și 2009. De partea cealaltă, Radu Reveja, în vârstă de 39 de ani, este vicepreședinte al FMF de la 6 februarie 2009.